Salutare și bine v-am găsit! A trecut ceva timp de când nu v-am mai dat niciun update despre mine și munca pe care o fac aici în sat, însă puteți să observați singuri că mi-a mers destul de bine. Datorii zero, pentru că orice persoană care se respectă nu-și face datorii. În bancă am reușit să pun deoparte vreo 20 de milioane și la mine am vreo 90 de lei, mai exact 92, pe care o să-i sparg pe niște cărniță și bericică pentru grătărele de seară, însă, până ajungem la grătărele, ei bine, avem de făcut foarte, dar foarte multă muncă. O să trecem și pe la domnul Bobby, însă până atunci vreau să-mi fac puțină curățenie pe aici, pe la mine, prin o gradă. Bine, nu pot să-i spun fermă, nici măcar o gradă, da, sau cumva cu japca, dar în același timp cu aprobarea primarului, aici la margine de sat, în spatele fostului canton. Și mă tot gândeam unde aș putea să pun eu toate lemnele pe care am reușit să le, hai să zicem, să le achiziționez. Pe care am reușit să le achiziționez de la ultimele transporturi pe care le-am făcut. Și să dau anexa, mă rog, sfertul ăsta de anexă jos durează destul de mult, așa că m-am gândit să-mi fac curățenie aici, în porțiunea asta, și să îmi pun toate lemnele în partea asta, urmând după aceea, într-o zi când am timp, să le tai și, bineînțeles, să mi le fac aici frumos, să mi le chitesc, să zicem, în cușile astea de metal. Și atunci, am aici câteva în papuc, mai am în căruță în partea și mai am o remorcuță, asta o am cred că de o lună de zile, uite aici. Hai să încercăm să tem astea, fii atent, hai să încercăm să tem, să vedem dacă reușim. Eu, e mai complicat de tăiat pentru că cumva rădăcina în timp s-a îngropat în pământ și nu prea mai am eu cum să ajung la ea. Dacă reușim să tem creștile care sunt la suprafață, ar fi o idee. Nu ajungem, vezi? Cum facem să scoatem rădăcina? Aici nu putem. Trebuie să găsim o variantă. Fii atent. Mă duc să iau o lopată, sap puțin și cred că pe urmă rezolv cazul. Hai mă că am reușit. Am săpat destul de mult. Am făcut cam mult deranj și am reușit să tai cât de cât. Doar că uite, mai am în partea asta. Mai am în partea asta și deja mi s-a cam luat de săpat. Durează prea mult să sap. E foarte greu și am foarte multă treabă astăzi. Nu știu dacă să mai pierd vremea sau nu pe aici. Hai totuși să încercăm să-l scoatem și pe ăsta. Ia să le putem. Ia să ne... Perfect. Dă cu el afară. Hai că ajung eu să dau cu el afară de aici. Sunt eu atât de înalt. Am eu atâta putere. Ok. Bun. Dăm și cu ăsta pe margine. Ăsta de unde ar putea să provină? Tot de undeva de pe aici. Cred că deja trecem în partea asta de gard și facem deranj la omul ăsta. Chiar nu poți să-i... Ia. Chiar nu există nicio variantă. Ia. Vezi că s-a putut. Vezi că s-a putut. Ia, uite, la asta n-am ce să-i fac. La asta chiar n-am ce să-i fac. Ei, de s-a putut și cu ăsta. Ia, ce, l-am pierdut? Lasă-l, că oricum nu-mi trebuia. Sărim puțin gardul. Hai să vedem cum abordăm aici situația. Cred că pot totul să-i dau de cap. Hai că pot. Uite, aici ar mai trebui puțin să poată înspre gard. Da, sincer să fiu, nu mă deranjează în partea asta boschetărea la. Aici va trebui să pun pământul înapoi. E ceva de muncă, sincer, e ceva de muncă. Hai că am reușit să umplu grapa la loc. Am tasat pământul cât am putut. Aici nu va mai crește iarbă bună perioada de acum încolo, însă problemuța e că i-am rupt ăstea gardul aici. Problemuța e că i-am rupt gardul și va trebui să fac alt gard. Nu știu exact până unde, dar cred că mai avea cam 2 metri am distrus, cam 2 metri. Cred că până pe aici l-avea. 2 metri sau cam dus. Ai. Păi, acum dacă am rezolvat aici situația, hai să tem lemnele. Să le putem căra cu mâna, că nu mă mai bag cu front loader-ul, nu mă mai bag la creație, că n-am timp de asta. Și totodată am nevoie de ele cât mai mici, așa că încet, dar sigur. Uite, asta aș putea, pe asta aș putea să-l separ. Dar nu pute să le arunc mai bine, ia să vedem. Dacă stau la fiecare așa, să dureze destul de mult. Ok, bun, hai să le luăm pe asta din papuc prima dată. Poate închidem și ușa, zic. Perfect. Tragem papucul direct aici și le descărcăm. De fapt, cred că aș putea, ia să vedem. Dacă îl pun așa și decât le trag jos, că astea, sincer, sunt ceva mai greuțe, nu cred că pot eu să-l iau ca viteazul. Ia să vedem. Ok, Kinga. A doua și ultima Kinga. Asta, decât le trag așa. Le trag așa aici, că n-am cum să le aranjez.
Sunt prea grele. Astea trebuie sparte. Ok. Hai că ăsta merge dat mai încoa. Pelia asta merge și a dată mai aici. Vezi? E greu. Nu pot. Nu pot. N-am super puteri. La sală nu merg. Așa, perfect. Uite, pe ăsta aș vrea să-l împing puțin. Că cam încurcă. Așa. Superb. Superb. Acum hai să luăm remorca. Aia e partea cea mai nasoală. Că în remorca avem o grămadă. Și mă gândeam dacă nu cumva ar fi o idee bună. Fii atent. Dacă nu cumva ar fi o idee bună. Să trag căruța acolo oare? Cred că ar fi o idee bună să trag căruța direct. Remorcuța aia oare pot să iau pe aici? Ia să vedem dacă am loc. E cam strântă situația. Dar fac tot posibilul. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i, dadule, dă-i, dă-i, dă-i. Eh, aproape. O scos și pe asta, de aici sunt Dumnezeu. Fără să stric aplicătoarea dacă s-ar putea. Fără să stric nimica dacă s-ar putea. Mamă, ce ai, mă, că n-am loc. N-am loc deloc. Este. Pe asta la fel, o las aici. Chingile jos, nu mai oprim motorul că... Pe urmă iar pornește greu, că nu știu ce se întâmplă, dar în ultima vreme îmi pornește destul de greu papucul ăsta. Ia! Bun. Perfect. Tot așa, le aruncăm cât mai aproape, dăm cu ele jos. Perfect. Bun, stai să ridicăm și oblonul și hai să vedem unde întoarcem. Întoarcem în partea asta. E, și acum vine partea cea mai nasoală, partea în care va trebui să vin cu toată căruța. Nu știu unde să parchez Dacia ca să nu deranjez. Cred că ar fi o idee dacă aș parca-o aici. Nu, aici e remorca. Bun, hai să lăsăm în partea asta. Nu cred că încurcă pe nimeni aici momentan. Oprim motorul. E, vezi, aici ar trebui tăiate. Mă gândesc să le tai direct pe remorcă ca să-mi fie mai ușor după. Cum să facem, cum să facem? Bă, decât să mai stau și să mă gândesc, hai direct să ne punem în funcțiune, să ne punem în mișcare. Trag direct acolo, le tai pe căruță și pe urmă dau cu ele jos. E cel mai simplu. Ia uite-le. Așa. Dăm chingile jos. Poate avem norocul să pice ele singure. Atunci ne-a ușurat treaba. Nu vor să pice singure. Bun. Hai să le tem. Apropo, la UTB, nu știu dacă ați observat, i-am schimbat cauciucurile de pe față. Bine, sunt murdare, dar uitați-vă ce floare au. Ce adâncime au. Noi nouțe, nu secă, nu reșapate, nu, nu există. Nu există reșapate la UTB. Noi le-am luat. Nu mă întrebați de unde, că mi-a cam luat ceva timp până am găsit un loc de unde să iau cauciucuri pentru UTB. Aparent sunt foarte greu de găsit. Foarte greu de găsit. Și când le găsești... Încep să te răzgândești din cauza prețului. Nu prea ai mai vrea să le iei. Doar că n-aveam încotro. Scot destul de mulți bani cu el. Practic îmi produce și atunci, dacă îmi produce, merită să investesc în el. Dacă nu mi-ar fi produs atât de mult, nu prea mai avea sens. Gata? Avem și lemne pe astea. Le tăiem altă dată, le chitim în partea aia. Hai să vedem unde lăsăm UTB-ul și cu căruța asta. N-aș vrea să deranjez... Știu că mă repet, dar chiar n-aș vrea să deranjez. A, uite-mă, perfect, fiți atenți. Fiți atenți că am găsit locul perfect. Până vin eu diseară,
aici nu deranjează pe nimeni. Sunt cam pe terenul ăsta, ce-i drept, dar... Na. Mă bazez pe faptul că nu prea se ocupă nimeni, nu prea vine nimeni pe aici prin viste, că după cum puteți observa, floarea asta a soarelui, săraca, s-a cam uscat și nici nu se grăbește cineva să o ia, să-i facă ceva, să, nu știu, să se ocupe de pământul ăsta, absolut nimic. Bun, am nevoie de... o să iau papucul, că e mai rapid, nu mă duc cu UTB-ul, că n-avem nevoie de UTB astăzi. Lăsăm remorcuța asta aici și let's go. Așa. Decuplăm remorca. Okay, să vedem cum ne facem loc, e cam înghesuială. Trebuia să dau eu mai în spate puțin remorca aia ca să-mi fac loc, dar... Ah, nu, că merge și așa. Puțin prin amol. E dace până la urmă, mergi. Nu, dar geamul ăsta deschis pe dreapta nu prea mă ajută, sincer. Mă doare măseaua. Mă doare măseaua, lasă așa fără geamuri. Puțin mai cald, dar ai... Oricum nu e extraordinar de cald, să sincer, fie vorba între noi. E o vreme decent, aș putea spune. Bun, și acum vine partea cea mai grea a zilei. Domnul Bobby, așa cum v-am spus și dățile trecute, a început să aducă foarte multe mașini de pe unde apucă el, din Franța, Germania, Anglia și așa mai departe. Și vrea el să-și facă parc auto. Astea sunt mașinile, vrea să-și facă parc auto. Am înțeles că ar fi găsit un loc pe care să-l închirieze și unde ar vrea să facă, să-și împrejmuiască practic acest parc auto și să înceapă un nou business pe lângă ăsta cu agricultura. Și avem nevoie de următorul lucru, să-i transportăm fiecare mașină la service, să-i se facă servisarea, pe urmă detailing, după care să le ducem în locul în care o să închirieze sau pe care l-a închiriat dumnealui și urmează să își ridice sau să împrejmuiască, nu știu, am înțeles că aș vrea să facă și o construcție acolo, practic, unde să aibă un paznic care să le păzească noaptea și așa mai departe. E bine, să iau fiecare mașină în parte, ca multicele între timp că s-au mai adunat, ar dura foarte mult, așa că am vorbit cu el și mi-a închiriat o platformă. Acum, eu platforme nu prea mai condus, nu știu cât de bine o să mă descurc. Bă, da, bicicleta asta? Ia stați puțin că eu acum am văzut-o. Mamă, vai de mama ei. Roata strâmbă. Acum a ajuns bicicleta asta aici. În situația asta. Săracul de-l, sper să fie bine. Cel care a deținut această bicicletă, sper să fie ok, că pare că ar fi avut un accident. Da, și mi-a închiriat o platformă. Nu am condus până acum platformă, nu știu dacă o să mă descurc, deși eu cred că o să mă descurc cât de greu să fie. Și am înțeles că ar fi o platformă mare. Acum nu știu ce înseamnă mare. Mare poate să însemne, nu știu, pe aia pe care o am eu, pot să transport o mașină cu ea. Cu asta și că aș putea mai multe. Acum, iarăși, nu știu ce înseamnă multe. O să aflăm imediat. Sunt și eu la fel de curios. Papucul ăsta are nevoie de vreo spălare, ceva? Nu, că arată, e jojoc. Trebuie să-mi dau seama de unde să iau tracul prima dată. Bun, acolo avem remorca. Trailerul, ok, ăla e trailerul. L-am ginit, dar nu știu de unde iau tracul. Stați așa, că iau la picior, că e mai simplu la picior. Ia, aici oare? Aici e închis, deci clar n-avem noi treabă. Să mă uit pe geam, poate să vede pe geam ceva. No. Deci e moară, cred, sau era moară. Aici, în partea asta. Ah, grajdul. Ok, n-avem treabă aici. Atunci, bă, poate aici, ia să vedem. Poate aici. Nici aici, ok. Deci n-avem treabă nici aici. Bun, intrăm prin astea ale oamenilor. Aha, uite-l în partea aia, uite-l în partea aia, l-am ginit, e în partea asta. Gata, dar unde parcăm noi deciuța? Păi, cred că aș putea să pun și un aplicator, să nu cred că se supără nimeni, nu? Nu știu al cui e, cine deține aici, dar mă folosesc și eu ca să o pun la scuteală. La scuteală și nici nu încurcă, sincer să fiu aici. Adică sper eu că nu încurcă. Bă, da, geamul ăsta, mă, că de-aia mi-era, mă, curent. Bă, la limită, aproape că dădusem cu ușa în stâlp. Ei, și acum hai să facem cunoștință cu tracul. Unde am zis că e aici, în partea asta, nu? Aici ar trebui să fie băiatul nostru. Bă, de, e mare, dar vechiuț ăsta. Ce e ăsta? Phoenix. Uau, dar cât de mare e.
Bro, are rost duble. 2, 4, 6, 8. 8. 9, 10. Mamă, 10 roți. 10 roți. 5 ori 5. 5 ori 5 avem aici. Bă, dar e jegos, ruginit. Vai mama lui, bă, sunt curios dacă pornește, sincer. Mamă, cât de frumos e înăuntru. E simpluț, se vede că e vechi. Uite, am și stație, am tot ce trebuie. Hai să vedem prima cheie. Diesel. Asta e dieselar clar. Ia uite la cât fum scoate. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Merge. Oglinzi cât cuprinde. Uite și tu câte oglinzi are. Bro, câte oglinzi are. Nici nu știu... La ce să mă uit în ele? Ce unghiuri văd în ele? Deci ăsta îmi vede la roată. Alea îmi văd mai în spate. A, deci practic oglinda retrovizoare e aia din față, de acolo, de lângă bot. Asta de aici. Asta din stânga îmi arată în jos. Gen când parchez să nu calc vreo bordură sau cea, îmi arată în unghiul mort. Am înțeles astea din faruri. Nu cred. Mamă, cât de mișto arată! Floare luminite de jur împrejur. Uite-te și tu. Superb, superb. Vai de capul meu. Phoenix. Phoenix. Vreun model ceva? Uite, are și un logo acolo pierdut. Bă, dar asta de pe bot mi se pare superbă. Logo de pe... din față. E superb. Uite, cred că am și două becuri arse. Ia să vedem. A, ba nu. Nu, vezi că nu sunt arse. Girofar avem? Îmi place. Doamne, cât de superb e. Când semnalizez... ia să vedem. Semnalizare. A, credeam sincer... avarii. Uite că s-a prins și LED-urile astea mici de aici. Sincer, credeam că atunci când semnalizez o să-mi pun pe ei 6 de sub ușe. Bun, hai să vedem pe unde ieșim, dacă avem loc pe aici. Eu sper să avem. Să se oprim girofarul, că nu avem nevoie de el. Mă orbește, sincer. Mamă, e uriaș, mă, e uriaș. Ce ai, când am cum să mă orientez cu el? E uriaș. La limită am trecut, dar de ce mi l-a băgat mă aici? Și vezi că cred că are și putere multă, că tind roțile să-mi patineze. Ia uite, hop, tind roțile să-mi patineze din cauza că dezvoltă prea multă putere. Wow, ce mă place! Ce mă place, e superb! E superb, trebuie să ne facem un plan. Stați așa puțin. Deci, vin cu plăzi remorca, după care aș avea loc, deci dacă reușesc să o cuplez aici, pe lângă strip în dreapta, aici nu cred că pot să întorc, în partea asta. Da, în partea asta nu cred că pot să întorc deloc. Sau pot? Bă, cred că am loc. Dar e lungă rău platforma asta, e uriașă. Asta? Nu ne interesează. Cred că cauciucurile astea aș putea să le iau. Ce sunt? Sunt noi? Nu, sunt folosite astea. Astea sunt de făcut focul, mai mult ca sigur. Hai să vedem cum ne încadrăm. Da, ia și asigură-te în spate dacă vreți ceva. Bă, m-am poziționat bine. Puțin mai în stânga. Perfect. Tot în regulă. Bun, hai să vedem cum ne orientăm acum. Bă, da, trebuie să dau cauciucurile astea jos. Stai puțin. Oprește motorul. Oprește motorul, ca asta sigur consumă peste 30. Dar și platforma asta e vai de mamai. Bun, cum facem cu cauciucurile astea? A, gata, știu. Mă duc să iau papucul. Le pun în carlingă și găsim un loc unde am și putea să le arunc. Uite, un tomberon, că tot căutam loc. Nu pot să cred că am lăsat mașina pornită. Bă, cât de prost sunt cu cheile în contact. Asta e că n-am intrat de pe partea, decât pe aici.
Ăsta se vrea a fi un cântar, nu? Era un cântar cândva. Acum nu mai e. Unde l-am aruncat pe celălalt? Stai așa puțin. Ăsta? Nu, astea nu. Vreau să le iau strict pe astea care au fost aici. Ca să fie totul în regulă, să nu... A, uite-l mai aici. Na, poate îi trebuie la ceva omul și în caz că mă întreabă de ele, să știu de unde să-i le... să-i le aduc sau să-i spun de ele. Uite unul aici. Uite unul în partea asta. De fapt, hai să le aruncăm un tip pe toate. Așa. Bun. A, mai unul pe sus, pe și acum, Doamne iartă, mă ajung pe sus. Ia să vedem. Ok. O, da. O, da, vreau să văd asta. Ce superb. A, și practic așa pot să încarc și mașinile sus. Am înțeles acum. Acum apare mai ușor. Dar vezi că e destul de... Nu e chiar foarte strâmt, dar nici foarte la... Nu știu dacă, uite, de exemplu, dacă o să încapă corvetul. Știu că are un corvet neabobi acolo. Audio ăla iarăși nu cred că încape. Va trebui să avem grijă. Dacă nu încape, aia el. Ce nu încape, pun pe platforma mică și dacă nici pe ea nu încape, le aduc pe rost. Probleme că majoritatea încă n-au actele făcute și aș merge cumva la risc. Și la riscul meu și la riscul lui. Trebuie să-l dau pe ăsta mai așa. 3. Da, nici nu le-am numărat ca să știu dacă am pierdut vreunul sau nu. Am căpus și ăsta. Asta ar fi o dată pe kingă. Hai să mai punem câteva acolo. Dacă nu mai facem un drum, dar cred că în cap. N-avem de ce să mai facem drum. Unul aici. A, vezi că cred că merg puse unul peste altul. 3 mai sunt, nu? Adică 2 și cu la 3 de aici. Ok. Eventual le pun o kingă și la astea. O kingă în două puncte. Mai avem ceva pe aici? Absolut nimic. Trebuie să am grijă să n-am niciun obstacol prin față. Că v-am zis, nu prea mă descurc eu cu trailerul ăsta și n-aș vrea să fac probleme. Ia, merge kinga? Merge. A, acolo, într-un colț. Cât să nu pice. Le pierd? Nu le pierd. Mergem ușor. Mergem ușor că nu ne grăbim. Adică ușor mergem. Unde era containerul ăla? Cred că pe stânga... După clădirea asta, mai mult ca sigur. Da, dacă acolo în dreapta am avut o parcată pe asta mică. Perfect. Motorul pornit. Au căzut? Nu au căzut. Kinga asta și kinga asta. Bun. Le băgăm la tomberon. Și pe rune cu poan de transport. Eu v-am zis, e o zi lungă. E o zi lungă. Muncă cât cuprinde. Acolo. Da, și dacă mă întreabă de ele, sunt în tomberon. A, nu cred că mai ce să fac cu ele. Așa sunt doar de foc și atât. N-ai ce să mai... Eșapez la ele că sunt terminat de viață. Băgând deciuța la loc. Let's go. Ușor, ușor, ușor. Ușor, dadule, că dai cu ea în perete. Ușor, dadule, că dai cu ea în perete. Perfect. Bun. Și acum vine partea aia grea. Bă, bine că n-a avut din astea puse, că pe asta nu știu cum aș fi putut să le dau jos și să le transport. Acum vine partea aia grea. Uite, mai aveam unul aici. Și știi ceva? Las-l aici. Când ajung în partea aia, o să-l pun. Și ce a jos ce are? A, aici a jos... Cred că pot să mai pun ceva jos aici, oare? Nu cred, nu? Nu. Dar avem și 5. Perfect, perfect. Hai să închidem acolo în spate. Bun. Și hai să verificăm și noi luminile. Îți dai seama cum se vede remorca asta noaptea? Și, adică totul. Tot asamblu, vă dați seama cum se vede? Uau, cât de luminat ea. Și când semnalizez, dreapta să zicem, semnalizează și remorca. Ce ar trebui? Avem o semnalizare aici, una aici. De frumos se vede. A, și asta nu semnalizează, ok. Credeam că semnalizează și asta de pe margine. Bă, da, e full, full LED-uri. Bine, astea cred că sunt LED-uri. Astea. A, nu. Sunt perfect normale astea, sunt normale. Cu bec înăuntru, nu sunt LED-uri. Tare, bun, hai să vedem cum ieșim, că tot am în momentul, tot la mână și parcă văd că nu mai reușesc să ies de aici.
Bun, am oprit semnalizarea. Prindem farurile și... Doamne ajută! Doamne ajută că am emoții. Ușor, ușor. E trebuie luat în larg, cumva. Nici prea în larg, dar nici prea strâns. În larg, dar nu prea în larg. Păi, știi la ce mă gândesc? N-ar merge să-i dau și o spălare. I-aș dau o spălare, totuși. De fapt, nu mă bag, nu mă bag, că cine știe, mă, poate, na, nu e treaba mea, în timp prea mult. Eu cum sunt eu mai grijuliu așa, dar nu, nu cred că e cazul. Aici e ok, aici ar mai merge, pa, puțin de tot, puțin de tot ar mai merge aici și în partea asta. Cumva la limită și aici. Cumva la limite și acolo. Hai să vedem. Ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o fi. Se închide astea porțile aici ca să nu... N-avem probleme că nu știu al cui e. Nu știu al cui e și nu vreau să supăr pe nimeni. Bun. Au, Doamne! Hai că mai fac transportul astăzi. Fac transportul astăzi, gata. Acum pot să plec liniștit, sper. Hai să vedem cum abordăm aici, iar și altă situație nasoală. Tot în larg. Deci nu vine să cred că am reușit. Și aici ar trebui să dau cu spatele. Bine, s-ar trebui. Mamă, unde bag eu masul? Oleu, cât de mare. N-am cum să bag. Cred că am călcat și pe bicicletă, dar n-am cum să bag aici. Imposibil. Dar nici nu știu cum aș putea să fac să încarc. Pot să o trag aici, ia să dăm. Dacă o trag în partea asta, pot să încarc pe partea... Totuși să o bag acolo la el în față. Nu e că e greu rău de... Nu e că e greu. E lungă mare. E lungă mare. E lungă rău. Ce ai, bă? Mai mult în față trebuie. Vin cu aici mai, mai aproape. N-am, bă, cum să mă dau pe acolo. Mă chiune prea mult să fac asta. Mai bine bag direct aici, așa e. Ușor, gardu. Eu trebuie să nu-i dau în mașină, mă mâncați așa. Ok, hai că mai merge, nu? Mai merge. Doamne, am luat și crici de tot. A mai merge. Dacă ating audio-ul ăsta, muncesc toată viața la Punea Bobby. Toată viața muncesc pentru audio-ul ăsta. Sincer să fiu.
N-am cum tot e puțin fire. Greu e. Și aș mai avea loc, doar că vin... Tot nu vin bine, tot n-așa avea unde să mă îndrept. Ia mai facem o încercare și gata. Nu înapoi. Clor! Cred că risc mult acum. E singura variantă. Deci, pare că intru bine. Dar mă blochez. Locul strâmt. Nu știu. Tu ai putea să faci asta? Tu, care te uiți acum la episod, tu ai putea să faci asta oare? Ai avea, nu știu, te-ai descurcat să o parchezi aici? Sincer. A fi sincer. Crezi că ai putea? Mai mult de atât am ce să fac. Cred că am atins audio. Ce emoție am. Nu l-am atins. Deci mai mult de atât n-am ce să fac, sincer. Decât să desfac aici și... Dar nu e că n-am până să le încarc, că îi dau cu brampa direct în cap. Nu e, mă. E, așa venea bine, dar n-am unde să o îndrept, că e mult prea lungă, aia e problema. E că m-am supărat rău de tot. Oho, cum face? Ce motor o avea? Doamne, cum face? Cum curuie. Nu văd nimic în oglinda asta. Nici în aia nu văd nimic. Să scot capul pe geam. Ia să vedem. Bă, e decent. Puțin că am înclinat, sincer. De-aia îmi plăcea să vin de partea asta, că nu era înclinat într-o parte. Dar cred că se pot... Cred că se poate încărca lejer pe aici, sper. Cred că se poate încărca lejer. Păi fii atent cum facem. Lăsăm asta, platforma. Cred că... A, și trebuie să încărcăm prima dată mașinile sus. Corect. Prima dată le încărcăm sus. Dacă coborâm platforma de sus și trebuie să dăm drumul la încărcat. Însă, vom face asta data viitoare. Dacă vreți să postez cât mai repede următorul episod, apăsați butonul de like și ajutați-mă să strâng cel puțin 200 de like-uri la episodul ăsta, pentru că mă ajută foarte mult și mă ambiționează și mă motivează să mai scot episoade din seria mea de roleplay, așa cum știu eu, ca să fac pe Farming Simulator 19. Așa că data viitoare încărcăm mașinile, le ducem la service, după care le ducem la parcul auto al domnului Bobby. Pa, pa!